Bună dimineața! Dimineața! Din Bratislava. Suntem lângă Dunăre, din nou. Am plecat din Budapesta, dar tot lângă Dunăre am ajuns. Ne place foarte mult. Râul ăsta l-am văzut aproape de la cap la coadă în viața asta. Primul lucru pe care vrem să-l facem în Bratislava este să mergem sus, acolo. Se numește UFO Tower. Dacă ne urmăriți mai de mult, știți foarte bine că noi pe Beni l-am luat din Cehia. Și atunci când am fost să-l luăm pe Beni, am făcut și o mini-vacanță așa și una dintre opriri a fost și Bratislava atunci. Am stat într-un apartament foarte mișto, o să vă lăsăm un video în descriere să vă uitați. Dar unul din punctele pe care le-am vizitat a fost și acest UFO Tower. Și am băut o cafea acolo. Ne-a plăcut atât de mult și a fost o experiență de mișto atunci că mai vrem să mai mergem o dată. Data trecută am venit cu mașina, cu Fabi am venit data trecută. Dar n-am știut că există o parcare aici, lângă intrare. Dar acum am știut. Am făcut research-ul mai bine și am pus duba aici. Intrarea a fost un pic dificilă pe acolo, dar vă arătăm la ieșire. Și am pus duba aici și acolo este intrarea. Hai zi-mi cât costă, că nu mai țin minte. Nu mai știu cât a fost atunci, dar acum e 10 euro. De persoană? Ia uite ce mi-am cumpărat de aici. Aici e mai scump. A fost 3 euro, de obicei 2 euro. 0 euro ăștia. Liftul! Haide, cheamă liftul! Mă, ce îmi place liftul ăsta! Mă, dar face gălăgie! Face vâș, vâș! Uite, dar trecută n-ai vrut să te plimbi pe ăla. Te pun pe tine să te plimbi acum. Da. Mergem întâi să vedem cum arată sus din nou. Pe o vreme tot cam așa am venit și atunci. E mai cald acum. Mai cald acum? Să zicem. Dacă v-ați întrebat, da, sunt bine, sănătos, înapoi pe pământ. Având în vedere că parcarea asta pe care am găsit-o este super bună și stă mașina foarte bine acolo, o să mergem pe jos, trebuie să urcăm pe acolo, sus pe pod. Erau niște oameni care treceau, uite, acolo. Acolo unde sunt oamenii, acolo trebuie să ajungem și noi, să ajungem pe partea cealaltă a Dunării, să mergem la Bratislava Castle, acolo sus. În teorie, Google Maps spune că sunt 1,2 km, nu știu ce să zic dacă sunt 1,2, mi-e spar mai mult până urci pe pod, până cobor, până... Da, vedem. Ce este minunea asta tehnologică aici? Podurile astea sunt făcute la mișto, așa. Ei, Dunărea, dacă mă întrebați. Sunt chicioarele mele. Am trecut podul și acum Google Maps zice 1,5 km. Din aia 1,2 km pe care aveam înainte să trecem podul. V-am zis eu că e ceva la mijloc. Ceva fishy la mijloc. Cum începem să urcăm? Uite-le. Uite-le! Cafenea drăguță am găsit aici.
priveliștea asta. Deci, 2,7 lățime, 3 metri înălțime. Am fi încadrat aici. Pare foarte mică intrarea asta. Nu știu ce măsurători au făcut. Înțelegem din jurile oamenilor că efectiv castelul înăuntru se plătește oricum, dar nu-i cine știe ce. Așa că mai bine vă plimbați pe aici prin grădini și pe lângă castel gratis și lăsați castelul. Și merită priveliștea de aici, că se vede foarte mișto. Sau dacă ați fost voi la castel și s-a părut interesant, spuneți-ne. Da, asta dacă nu vrei să te duci în turnul ăla, unde am fost noi adineori. Acum suntem cam la aceeași nivel. Oarecum. Cred că platforma e un pic mai sus. Ai privește mai bună de sus de acolo decât de aici. Apropo de cum arată Bratislava, partea aia de Dunăre, da, e așa cu blocuri comuniste. Uh-huh. Este tot unitar. Arată cam arată ca la noi, numai da, că un pic mai bine îngrijite. Iar partea asta de centru vechi arată, na, drăguț. Hai să mergem încolo să vedem, că se vede și centru vechi mai dincolo. Oricum, castelul și pe afară așa, nu foarte impresionant. Ca un spital așa. Oricum, ci că asta este copie după cel original, nu e cel medieval, ci că era în altă parte și l-au mutat aici. Și oricum, ăsta a fost reconstituit între 1956 și, nu știu, 70, adică destul de recent. Și acolo pe deal, dacă vedeți voi, este o chestie pe care o să o lăsăm pentru data viitoare. Este un turn de televiziune foarte înalt, de unde vezi foarte multe chestii. Adică e mult mai înalt, e la înălțime mai mare decât UFO, care e în partea alta. Și se vede și din UFO. Da, vede și Austria și Ungaria și ce se mai vede? Și Cehia. Puțin din Cehia, dacă este vremea bună și... Da. După părerea noastră, n-ar fi multe de făcut în Bratislava, dar noi am zis să mai facem o scurtă oprire înainte de Viena, că era în drum, și pentru că ne-a plăcut foarte mult UFO Bridge ăla, UFO Tower, de fapt. Nu-i așa, Bobo? Nu știu ce ai zis, dar da, așa e. Ești de acord cu mine? Mhm. N-ai văzut că am luat-o pe partea cealaltă? Nu. Nu se sperii. N-am văzut.